Bună ziua și bine v-am regăsit. Manipulare și frică. De unde apare frica? Cine ne insuflă în suflet frica? Dar manipulare. Cine provoacă manipularea? Cu ce scop? Toate acestea încercăm să le dezbatem astăzi împreună cu domnul Daniel Iepure, profesor, astrolog și instructor yoga. Bine ați venit, spui eu, domnule. Bine v-am găsit. Ce părere aveți dumneavoastră despre manipulare și frică în societatea noastră? Cine o produce? De ce o produce? Cu ce scop? Suntem manipulați? Cine ne manipulează? Care sunt scopurile ascunse ale manipulării încât adevărul pare o minciună, iar minciuna un adevăr? Nu este ușor. Marea bătălie acestei lumi și a lumii în general, a popoarelor în general și a fiecare individ în parte, este pe energie. Bineînțeles, aici nu vorbim neapărat despre energia de la priză sau de la combustibilul mașinii și mai departe. Sunt și ele forme de energie, dar în acest context ne interesează efectiv energia omului, pentru că după cum se spune și chiar și mai nou fizică și nu doar în spiritualitate, mă rog, dincolo sau poate mai degrabă dincoace de faptul că totul este Dumnezeu și o suntem cumva părticică din el sau emanația lui, dacă venim un pic mai aproape de noi, următoarea afirmație ar fi totul este energie. Și după cum am zis, până și fizica cuantică începe să ajungă la concluzia că materia este o formă de energie și această stare pe care o percepem ca fiind solidă este doar o stare cumva așa, o variantă dintr-o infinitate de posibilități care se recunosc ca fi energetice. De exemplu, cu cât mai mult se merge în cercetarea electronului, el nu mai este privit ca o particulă. El, de exemplu, nu orbitează pe undeva, el pur și simplu apare și dispare și, practic, orbitele lui sunt doar zone în care există o probabilitate mai mare că el să apară. Deci, cumva, electronul este efectiv la granița între materie și energie pură. El este, deci nici nu prea mai, cu cât mai mult este studiat, cu atât mai puțin se poate spune particulă. Deci nu este o chestie materială, este ceva quasi-material, jumate materie, jumate energie. Deci, practic, până din acest punct de vedere, că și materia este o formă de energie înghețată, densă, da? Putem spune că și războaiele pe pământ, pentru pământ, pentru bucată de teren, pentru o bucată de națiune și mai departe, sunt într-un final o bătălie asupra energiei. Bucata aia de energie materializată, da? Le trebuie energie. Ne trebuie energie, da? Și atunci, din cauza că nu suntem, exact cum am vorbit și în alte emisiuni, nu suntem foarte aproape de Dumnezeu, să zicem, cu standardele și principiile noastre morale, mai facem și greșeli ca umanitate și dăm în cap la altul ca să îi luăm, în fond, energia. Deci este doar vorba despre energie. Și acum contextul lumii, probabil o să fac un pic o introducere, dar probabil o să aveți întrebări de aici și o să mergem în ce direcție doriți. Ideea este că mai de mult omenirea era exploatată foarte, foarte simplu în epoca sclavagistă, când nu cunosc statisticile, dar bănuiesc foarte mulți erau sclavi. Deci exista un mare procent, poate majoritar, a populației care munceau pentru aia care erau mai puțini și mai bogați. Deci acestor oameni mulți li se exploata ce anume? Energia, da? Energia muncilor. Munca și timpul lor, considerate ca formă de energie, era exploatată, luată de la ei pentru beneficiul altora. Acum, exact cum am zis și într-o altă emisiune, există această idee de vârste a evoluției umanității. Umanitatea crescând, evident, la un moment dat, n-a mai permis așa ceva și acum nu mai există sclavagism, deși există anumite guri care susțin că
există mai mult ca niciodată, pentru că sistemul actual, așa cum este el conceput, dacă este analizat cu mare, mare atenție, ajungem ușor la concluzia că nu suntem într-o situație mult mai bună decât sclavii de acum câteva sute mii de ani, din punct de vedere, să zicem așa, organizațional, decât faptul că avem condiții mai bune și pentru că avem o oarecare libertate. Și de ce asta? Pentru că, aici fac un pic de paranteză și voi reveni la subiect, am citit la un moment dat că s-ar fi făcut un studiu, nu cunosc detalii, am ținut minte doar ideea esențială, acel studiu prin anii 90, că dacă ar fi luată toată bunăstarea de la toți oamenii de pe glob și împărțit apoi egal la fiecare, fiecare de om de pe această lume ar avea, ar fi avut la acel moment, și de atunci am evoluat apropo, suficientă bunăstare încât să-și permită o casă și o mașină cu două ore de muncă pe zi, dacă bine mi-amintesc, două ore de muncă, deci un sfert, și asta ar ajunge să fie suficient pentru toți, și acești toți incluzând miliardele din India, din China și așa mai departe, incluzând populațiile sărace din Africa, de exemplu, și așa mai departe. Da? Toată lumea. Evident, situația pe pământ nu este așa. Deci toată această situația nu este așa și oamenii totuși nu lenevesc. Deci acum noi nu avem ce ne trebuie la modul majoritar, aproape toți suntem ca omenire sub această condiție, dar totuși muncim. Dar totuși muncim. Ce se petrece cu acea energie? Este folosită. Undeva merge. Exact. Și fiindcă trăim într-un sistem organizat așa cum este el organizat, și mă refer în special la sistemul monetar, energia aceasta circulă între noi sub forma banilor, da? Pentru că energia unui serviciu, energia unui produs, energia a orice facem noi în această lume și în economie, se cuantifică în final sub forma unor bani. Bun. Cu o măsură creată de om. Cu banii facem acest schimb între noi. Eu îți plătesc serviciul tău, tu îmi plătesc serviciul meu, batem palma, suntem fericiți. Dar la nivel macro, avem, de exemplu, acest fenomen al inflației, care se spune într-un documentar mai interesant, așa mai de nișă, că inflația este, de fapt, o formă de, este o taxare ascunsă, impusă umanității, așa, pe nevăzute. Deci, din cauza că inflația, ca și fenomen, există, noi, practic, sau acest fenomen al inflației se conectează cu faptul că noi tot muncim, în ghilimele, în gol. În gol, pentru că noi nu muncim două ore pe zi, ci opt, și nu avem acea bunăstare. Și revenind la ce am zis mai devreme legat de acel experiment, se știe că, apropo de cine conduce lumea, nu știu cât, 0,x% din populația omenirii deține 89% din resurse. Deci balanța între această categorie de oameni și restul, balanța asta este ruptă rău de tot. Și din câte am citit eu, deci această energie se duce acolo. În câteva ziare, online și scrise, acești oameni se întâlnesc periodic pentru a stabili cum evoluează omenirea. Deasupra țărilor. Deasupra popoarelor, pentru că bugetul lor este mult mai mare decât a unei țări. Mai mare decât a României, mai mare decât a Americii. Acum, au și ei nivelurile lor, pentru că la nivelul cel mai înalt nu se întâlnesc, pentru că stau tot timpul împreună, dar pentru că o mânuță mică de câteva zeci sau sute de oameni nu poate să conducă totuși 6 miliarde doar așa, stând și gândindu-se la asta. S-a creat un sistem și au diverse instrumente, ne referim acum tot la oameni, și cu cât ușor coborâm în această, în ghilimele să fie spus, ierarhie a instrumentelor umane, începem să vedem figurile publice pe care le cunoscute și terminând într-un final chiar cu conducătorii noștri. Care parcă de multe ori sunt rupt de realitate. Sunt rupt de realitatea din teren, da. Și, de oameni. Și în alte contexte vedem că nu sunt ei chiar așa de rupți unii de alții, ci parcă ascultă de aceleași ordine. De exemplu, în 2020, când a început molima, da? Ați observat că aproape toate țările au reacționat în același fel, în același timp, parcă la un ordin. Bănuiesc că este evident și a bătut la ochi acest lucru. Omul, da? De rând,
A fost introdusă frică. A fost amplificată, era introdusă de mult. Bun, aici frica... Introdusă, dacă, amplificată dacă, la maxim. Ca dacă venim asupra acestui subiect, într-adevăr, frica a jucat și va juca până când, exact cum am zis într-o emisiune anterioară, cum se întâlnește hoțul și prostul, da? Deci câtă vreme, atâta vreme cât omul de rând se complace în situația sa, în acest proverb, să-i spunem, de prost, da? Întotdeauna se va găsi un hoț care să-l manipuleze. Da? Și atunci, atâta vreme cât majoritatea omenirii nu are un anumit grad de evoluție spirituală, că la urmă urmele asta se reduce totul, câtă vreme nu ești evoluat spiritual, înseamnă că nu ești aproape de Dumnezeu. Dacă nu ești aproape de Dumnezeu, ești cumva în vâltoarea jocurilor vieții, fără să ai acel ax divin interior, adică ești ca și un fel de frunză în bătaia vântului, sau hai să zicem un insect în bătaia vântului. Și în momentul când te bate vântul în toate direcțiile, normal că se face frică. Deci atâta vreme cât este chiar, putem zice că există un raport de inversă proporționalitate între frică și contactul nostru cu Dumnezeu. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât frica dispare. Cu cât suntem mai departe de Dumnezeu, cu atât există posibilități mai mari de apariția fricii în ființa noastră. Și odată acele posibilități apărute, ele pot să fie, cealaltă parte a titlului, manipulare, da? Manipulare și frică, acele părți ale ființei noastre care trăiesc frica pot să fie, să spunem așa, stimulate într-un mod inteligent, dar nu înțelept, de către cei care cunosc foarte bine aceste mecanisme și care, bineînțeles, au și cu ce să facă acest lucru. Chiar am văzut în studiile care s-au făcut și analizele sociologice, multă lume, foarte multă lume are încredere în biserică. De ce politicul alungă biserica din zona sa? Pentru a nu răspunde în fața Creatorului, în fața lui Dumnezeu, care a dat niște legi divine pe care omul nu le mai poate ocoli sau să le modifice cum dorește? Politica conduce omenirea prin anumite reguli umane, nu divine. Și la orice comparație, cât de simplistă, se vede că acestea nu prea pupă la un moment dat. Adică, de la un anumit loc încolo, da, într-adevăr, și în Biblie scrie să nu ucizi și există pedepse pentru crimă. Dar legile atât de stufoase și atât de încălcite, dacă sunt studiate în profunzime și în amănunt, și în special legile care tot mai apar aici, colo, în ziua de astăzi și cam trendul, să spunem așa, legislativ al acestei lumi, se îndepărtează de Dumnezeu, din păcate. Și atunci și toată această clasa politică are tot interesul să evite sub o formă sau alta religia și principiile ei. Și toată această îndepărtare de religie înseamnă o lăcomie spre a acapara cât mai multă energie de la ceilalți, care să fie folosită în scopuri personale de către acel 0,01%. Am putea merge din nou chiar la începutul emisiunii, când înainte să spunem că totul este energie, am zis că totul este Dumnezeu. Cine are legătura profundă în sufletul său cu Dumnezeu, nu mai trăiește nici frică, dar nu mai trăiește nici lipsuri. Și atunci nu mai apare această nevoie acută de energie. Da? Deci un înțelept este totdeauna mulțumit. Se știe acest lucru. Dacă ești nemulțumit, înseamnă că nu prea ești înțelept. Dacă ești nemulțumit, înseamnă că îți lipsește energie. Din moment ce energia lipsește, cel mai probabil apar și aceste tendințe de a o lua din exterior. Pentru că dacă tu nu poți să-ți iei energia din sufletul tău, din ființa ta, de unde altundeva să o iei decât din exterior? Și atunci, exact cum am mai spus și cu alte ocazii, există aceste două fațete ale aceleași monede. Omul sărac și fricos, care este, să zicem așa, arhetipul în ghilimele al maselor, adică aproape toată lumea este așa, care s-ar bate pentru această energie pentru aproapele lui, dar este cam frică. Da? Și stă, și mai are o caracteristică foarte importantă, nu își dorește foarte mult de la viața lui. Deci, și bine, este așa foarte ușor de manipulat. Nu? Și este ușor de manipulat, corect.
pe de cealaltă parte, cealaltă fațetă ale aceeași monede este conducătorul care a găsit acolo niște resurse în el și a văzut că dacă strigă mai tare, toți ceilalți stac ca să-l asculte. Și acest conducător folosește aceste mecanisme de manipulare, folosește această frică a celuilalt ca să-l conducă și să-l stoarcă de energie. Și dar, mai ales dacă are și instrumentele financiare, exact, de a le face dependent, exact, de el, atunci, bun, automat îl manipulează și îl creează și îl face într-un slav, da, îl face ca slav pe vremea de mult apusă. Da. Ce am discutat acum în această idee, ultima idee, sunt deosebirile între cei doi. Asemănarea între cei doi este în interior. Niciunul nu are legătură cu Dumnezeu. Pentru că un conducător care îl are pe Dumnezeu în sufletul lui și se ghidează după principiile divine, nu-l fură pe ăla și nu-l manipulează. Și nu-l stoarce de energie. De ce conducătorii? Deci, marea majoritate a conducătorilor nu au chiar acest har divin. Chiar această legătură specială cu Dumnezeu. De chiar, ce nu au? Chiar dacă acești conducători au așa numită, sau cum am numit eu noi, putere, că poate să facă și să dreagă, în sufletul lui nu este cu mult diferit față, aproape deloc diferit față de acel fricos pe care îl manipulează. Pentru că este ruptă acea legătură cu Dumnezeu și acela care poate și face acest lucru, conducătorul, fuge după acea energie să o răpească de la alții. Diferența față de celălalt este că el poate. Atât. De ce nu avem conducători care să fie cu frica lui Dumnezeu? Pentru că trăim într-o perioadă istorică, la nivelul a mii, zeci de mii de ani, a umanității, în care așa se petrec lucrurile. Asta învățăm acum ca și umanitate. Treci un fel de probă, un fel de test a răului. Și atunci, această disarmonie pe care trebuie să învățăm ca umanitate se manifestă inclusiv prin această discrepanță între lideri și conduși. Acesta ar fi răspunsul ultim. De ce nu are acela, de ce nu are omul acela legătura așa în suflet cu Dumnezeu? Un răspuns așa mai concret și mai mecanic, să spunem, este că cei despre care am vorbit mai devreme, cei care trag ițele acolo din spate, au ajutat sau au contribuit ca acest om, expre ales cu anumite slăbiciuni, să ajungă la putere. De ce cu slăbiciuni? Pentru că poate fi și el manipulat. Deci situația este un pic mai... Deci a fost complex, ales, nu? Ca să aibă slăbiciuni încât să poată fi manipulat și să se execute acele ordine care îi sunt date, nu? Da, ajutat, să spunem. Eu am văzut și înainte de 89, apropo de România, atunci era un singur conducător. Toată lumea îl lăuda. De la televiziuni până la ziare, dar oamenii erau mult mai uniți. Astăzi nu avem un singur conducător. Fiecare primar aproape se crede conducător, suprem. Cultul personalității a coborât până în așa fel încât te uiți și... Cultul personalității acela din dinainte de 89 s-a spart în mii de bucățele care s-au dus în fiecare... Da? În fiecare comună. În fiecare mic conducător în de... În fiecare, da, oraș. Și vezi cum îl laudă, da, chiar dacă acel om greșește. Dar atunci când un conducător greșește și tu îl auzi, îl transformi în dictator. Și nu va accepta niciodată ca cineva să-l critique, pentru că va considera că este un pericol pentru el. Lucrul acesta, nu periculos. Lucrul acesta se petrece pentru că ei au fost crescuți și școliți pe acea vreme. Și acea imagine, acel cult al personalității a fost cam singurul model pe care l-aveau. Și deși au recunoscut și au văzut pe propria lor piele și pe propria lor sărăcie și pe propriul lor trai, copii fiind, au văzut că aceste lucruri nu sunt bune, ele totuși s-au impregnat ca și model la nivel emoțional. Vedem mulți dintre tinerii care intră astăzi în politică, care când se ocupă doar cu acest lucru, adică de a lăuda și a transforma pe acel lider, da, al lor într-un mic dictator și un cult al personalității care revine. Simplu... Revin, este o chestiune de generație, pentru că acei oameni nu prea au avut alte modele și după ce vezi o viață întreagă, un singur lucru greșit, chiar dacă îl judești ca fiind nepotrivit, când îl ai în mână și când
ești pus să faci același lucru, nu știi să faci altceva, deci faci același lucru. Acum, tinerii de care spuneți s-ar putea, chiar există o anumită categorie născuți de prin, unii zic de pe la jumătatea anilor 80, cam când se termina comunismul, care spun că și chiar sunt foarte diferiți psihologic. De exemplu, nu prea ei vor... nu știu ce înseamnă nu prea o dictatură. Vor, nu prea ce? Vor, de exemplu... Lasă povești, nu a fost așa. De exemplu, nu prea sunt de acord cu ideea de proprietate. Pe ei nu interesează așa de mult să am, mai de mult conta să ai casă, să ai mașină, să ai al tău. Acum pe ei interesează mai mult să utilizez. Pot să folosesc chestia aia, o am la îndemână, o utilizez, după aia nu mai e a mea, nu mai interesează că nu mai e a mea. Nu mai sunt legați deloc. De deci, glie. Deja începe să fie o diferență aici. Acum, faptul că la conducere mai ajung astfel de oameni este posibil tocmai din cauza apropierii generațiilor. Dar acest lucru va trece la un moment dat. Maxim încă o generație. Adică, hai să spunem, tata a fost născut, crescut în comunism, a rămas și el o relicvă dictatorială, da? Poate și învață copilul la fel. Dar totuși, după o generație, zic eu, maxim, apar anumite schimbări și la un moment dat, peste poate încă maxim 30 de ani, nu zic neapărat că o să avem cei mai buni lideri, dar vor renunța sau își vor modifica acest simț al supremației dictatoriale care încă mai există. Deci tot ce există acum este în scădere acest simț și va dispărea pe măsură ce vor dispărea, să zicem, și aceste urme din mințile și sufletele oamenilor. Pentru că încă mai suntem mulți care am trăit și crescut în comunism. Și cum am zis, poate că o anumite lucruri se mai perpetuează un pic de la tată la fiu sau, mă rog, din generație în generație încă un pic o vreme. Dar nu o să dureze prea mult. Și pe de altă parte, apropo, astrolog fiind, să știți că și planetele acolo pe cer nu stau. Ele se mișcă și mișcându-se, mișcarea lor imprimă în funcție de planetă și în funcție de timpul în care stă într-un anumit sector, imprimă omenirii anumite trenduri, să le spunem, anumite obiceiuri, anumite feluri de a fi. Da? Și ce trend avem noi pentru 2023, 2024? Acum, ca să fim cât de cât pregătiți. Știm, pentru că vedem viața noastră de zi cu zi, vrem să fim cât mai aproape de natură, pentru că în aglomerație parcă te sufoci. Am văzut și din măsurători, vedem și cum e clima, poluare, iarna nu mai este iarnă și parcă atunci când mergem mai la munte, mai aproape de natură, parcă ne simțim mai bine și vrem să trăim mai liniștiți și parcă mai departe de stresul acesta cotidian, de a alerga toată ziua, de a fi toată ziua cu capul în calculator, în laptop și așa mai departe, și aproape de natură. Deci, ce prevăd astrele pentru 2023-2024? În comunism a realizat această adunare a oamenilor la un loc, da? Și aceasta, cum a făcut și Ceaușescu, a construit multe blocuri, orașe, a crescut orașe și industria. Acum, după mai schimbat, multe, dar s-au adunat foarte mulți, pentru că vedem, după, satele sunt pustii, mulți au fugit la oraș, după mai s-au plecat în străinătate, cel puțin în România. După mai multe generații în care s-a petrecut acest fenomen de industrializare, acum începem să-i vedem defectele. Adică acum începem să vedem la ce nu a fost bun și ce nu este în regulă cu el. Și în special să învățăm. Și în special este vorba despre poluare. Ar fi foarte bine și probabil în curând, sper eu cât de curând, să se aplece lumea cât de mult și asupra poluării electromagnetice, apropo. Dar, hai să... Nu, luând sau nu în considerare aceasta... Vedeți, industria după 90 în România, praf. Și ne poluează. Da, dar asta e altă poveste. România nu mai poluează. Nu România, dar... Mașinile poluează. Bun, ideea este că poluarea există și ca să nu ne divagăm foarte mult, ideea care a zis mai devreme că de ce merg la sau de ce există trendul acesta al naturaleții. Pentru că vedem unde ne-a dus nenaturaleția. Deci atâta industrie, atâta bloc. Am fugit din natură la atâta, oraș. Atâta industrie, atâta bloc, atâta apartament, deja nu mai sună bine. Și apropo, nu am fugit, am fost aduși cu forța, nu? Nu li s-a zis țăranilor, haideți de bună voie la oraș. I-au luat frumos de acolo, le-au luat pământurile ca să nu mai aibă ce munci, colectivizare, mai poți lucra, bun, îți facem apartament la oraș, te ducem la uzină. Deci a fost mai mult cu forța. Oamenii probabil n-ar fi făcut
de capul lor acest lucru. Dar gândiți-vă că mulți tineri și 5 milioane de oameni au plecat din România. Acum, eu urmăresc să analizez fenomenul... Satele sunt puștii. Urmăresc să analizez fenomenul la nivelul umanității. Agricultura România... românească este la pământ. Mâncăm mai mult adus din afară. Cine ne manipulează să ne spună că trăim mai bine, mai sănătos? Cine mai crede lucrul ăsta? Cine mai crede? Aș întreba eu. Săranul care cultivă pământul, România, n-are unde să-și vândă produsele. România este o situație un pic mai aparte. Deci, dacă vreți, eventual putem vorbi și separat, dar aici este un pic mai delicat. Pentru că românii pleacă în străinătate, dar anumite fenomene care țin, cum am zis mai devreme, când am intrat în subiect despre astrologie, care au un anumit impact planetar, au și asupra occidentalilor, și asupra românilor, și asupra tuturor. Deci acolo e firesc. Și măcar soarele este egal. Revenind la și subiect, stelele, pentru toată lumea. Revenind la subiect, acest fenomen al renaturalizării, să zicem, apropo, mai de mult nu exista raion bio, da? Acum există. Încă o dată este un efect al dorinței omului de a se reîntoarce cumva, atâta cât poate, la natură sau măcar la ceea ce este natural. Și în acest context, apropo și de viitor, că asta era de fapt subiectul, dorința aceasta a omului de a se folosi totuși de tehnologie, dar de a nu-și mai face rău cu ea, se va transpune în această idee de a merge cât mai mult către țară. Și uite, de exemplu, acum, deși, într-adevăr, România până acum nu a fost, nu este un bun exemplu în această direcție, pentru că oamenii au plecat de la sat, da, cum a zis, unii la oraș, alții în străinătate, probabil mai mulți în străinătate. Dar sunt foarte mulți acum, atât în Occident cât și la noi, care încep să construiască mici comunități. Ne adunăm, ca și cum ar face, de exemplu, aproape un nou sat de la zero, să zicem, deși poate nu este neapărat sat. Unii chiar pe în case sau în vechi sate care au rămas poate părăsite, sau în zone care au fost, să zicem așa, pustii și acum și-au făcut case și-au făcut o mică așezare. Oameni care au tendințe comune, dorințe comune, aspirații comune, în special care mai au și această tendință către orientare spirituală. Da? Și încet, încet se separă de această lume care încă este majoritară și care, cu toată dragostea și în același timp cu toată părerea de rău, se îndreaptă către o oarecare autodistrugere. Pentru că dacă continui totuși să folosești tehnologie care pe de o parte îți face bine, dar la bază te sapă și îți face rău, nu se poate. Dar te tot înalți în sus, și în timpul ăsta picioarele ți se, nu știu, se putrezesc și cad în sol. Degeaba te înalți în sus. Această inteligență ar trebui folosită cu înțelepciune, nu? Deci în folosul omului, nu să-l distrugi sau să-l faci slavul inteligenței. Tocmai de aceea cei care își dau seama se unesc împreună și se separă. Se separă și ca și ideologie și gândire, pentru că sunt tot mai mulți astfel de oameni. Încă nu sunt majoritari, dar sunt tot mai mulți și se separă unor și fizic, după cum am zis. Urmăresc să-și creeze condiții sau poate chiar locuri de muncă sau, apropo, acum cu munca online este chiar un avantaj în această direcție, unul din poate puținele avantaje, se duc frumos deoparte. Nu mai trebuie să stau la oraș. O, ce bine, mă duc acasă la țară. Unde au teren curat, poate au pe cineva care se ocupă cu agricultură și mulți dintre noi ne-am făcut, să spun așa, casă de vacanță la țară și este foarte frumos să vezi cum îți crește trandafirul, da, cum se înflorește mărul, cum culegi mărul, roșia, castravetele, morcovul și știi că este sănătos și bio. Tot, nu trebuie să fie bine, pentru că îl vezi tu cum crește, că nu ai pus niciun îngrășământ. Tot la bunicii noștri ne întoarcem. Și pentru apa că și așa o trăi. De izvor. Da, 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 da. Și simți, într-adevăr, o fericire fantastică. Pentru că, exact cum spunea și domnul Daniel înainte, și corpul nostru este o formă de energie. Sufletul este o formă superioară de energie. Totul este o energie, nu? Da. Iar această energie trebuie să fie înțeleaptă, nu? Și fără frică. Ea are deja ciclul ei. Noi trebuie să fim înțelepți în felul în care o gestionăm. Am zis înțeleaptă ca om.
pusă în ghilimele, da, din om, care este în echilibru între forma superioară, care este sufletul, și forma inferioară, care este trupul, pentru că atunci când intră frica în noi, nu mai suntem oameni care să poată crea ceva folositor. Da, frica creează anumite disocieri. Deci frica are un efect devastator. Frica are un efect devastator interior și creează niște rupturi. Deci frica rupe pe... Poți să spui așa, metaforică, frica îl rupe pe om de Dumnezeu. Și există cu atunci ocazia... Atunci când există acea lipsă de energie, atunci apare și frica, nu? Lipsa de energie susține frica, într-adevăr. Dar manipularea. De ce este folosită manipularea? După cum am discutat mai devreme, este o unealtă, este o armă. Este folosită pentru că are efect pentru cei care o folosesc. De aceea o folosesc. Mă uitam în campanii electorale, eram numere, voturi. După, asta suntem noi, pentru cei care ne conduc. După ce se termină campania, s-a uitat totul și parcă conducătorii s-au rupt de realitate și dacă îi tragi de mânică, spui că ești alt sistem sau ești periculos. Da, Vals creează tot felul de probleme și nu este în regulă. Pentru că orice conducător într-o funcție este trecător și este important ce rămâne bun în urma lui, nu? Da. Dar nu cred că fiecare conducător trăiește cu acest principiu. De ce conducătorii se gândesc doar la propriile lor persoane? Și de multe ori ne manipulează, ca să nu folosesc alt termen, zi de zi. Exact. Spunem că este alb în loc că vedem că este negru. Spun că este bine și vedem că este greu. Exact cum am zis mai devreme, din cauza că prin interior nu se diferențiază cu nimic de acel sărman pe care îl manipulează. Și omul de rând, ce poate să facă? Aici vreau să ajung cu toată emisiunea și cu tot ceea ce putem noi să lăsăm în urma noastră. Pentru că nouă aici nu ne impune nimeni. Să fie el, omul de rând, cel care face primul pas în a se diferenția calitativ de acest joc, să spunem așa, de a se diferenția de politician, am vrut să zic, de el însuși, cel care a fost fricos, și de a ieși astfel, prin această diferențiere, din acest cerc vicios al celor două fețe care le-am zis, ori slab și prost, ori puternic și mai prost, sau mai răutăcios, manipulativ. Da? Care e mai periculos? Ele... Greu de spus, pentru că nu există unul fără altul. Deci, cum am zis, neîntâmplător, aceste două lucruri sunt interdependente, ele nu sunt două monezi diferite, sunt două fațete ale aceleași monezi. În momentul în care suficient de multă lume se trezește și se transformă spiritual și ajunge să fie fiecare om din această masă, să fie integru, să aibă relație cu Dumnezeu și să nu mai fie, poate foarte puțin sau aproape deloc, fricos, oamenii aceia de la conducere vor conduce nimic, pentru că nu o să aibă pe cine să conducă. Pentru că nu poți să manipulezi un om care este în conexiune cu Dumnezeu. Încă un lucru care vreau să-l Și atunci abordăm. Omul de rând poate să fie el care face primul pas de ieși din acest joc. Un om harnic este un om fericit și are tot ce îi trebuie? Vorbesc de un om harnic care să se bazeze pe ajutor de la nimeni, ci să-și facă el cu propriile sale puteri. Dacă mai combină acest lucru și cu anumite principii corecte și cu încredere profundă în sine, respectiv în Dumnezeu, atunci da. Deci să aibă și o relație spirituală adecvată. Da, pentru că sunt foarte mulți și cunosc persoane foarte apropiate mie, dar cred că vă dați seama, care muncesc enorm, dar care nu au făcut mare lucru cu viața lor. Deși dacă te uiți, nici nu știu, poate ani de zile n-a fost într-o vacanță, sau decenii, și nu glumesc. Deci nu se departe să spui că n-a fost un om harnic. Dar totuși nu a scos ceva calitativ de acolo. De ce? Pentru că această tendință de a munci a fost, de exemplu, hai să spunem așa, construită pe niște baze incorrecte divin. Dar Dumnezeu mi-a zis doar muncește ca un orb fără niciun rezultat sau muncește numai degeaba și lasă pe alții să te calce în picioare. Da?
această muncă să fie combinată cu încredere profundă în sine și o legătură cu Dumnezeu, astfel încât în momentul când muncești, știi că muncești pentru ceva, pentru un scop, acest lucru se construiește, se adaugă, se adună și în momentul când s-a adunat și este acolo, începi să fii mulțumit de el, bucuros de el, nu doar închizi ochii și mergi să muncești în continuare. Nu te oprești din muncit, dar te bucuri. Deci în același timp, de la un moment încolo... Să fii mulțumit și de roadele muncii. Exact, exact. Nu să fii mereu exact. Un nemulțumit, deci, pentru că atunci... Omul care este harnic și mereu nemulțumit va fi în continuare harnic și va produce și va munci și ceva de pe urma activității lui va ieși la suprafață. Dar acel lucru nu va avea un impact sufletesc asupra lui. El rămâne în continuare nemulțumit, muncește nemulțumit și tot așa până se stinge. Și păcat. Există și această categorie. Există o relație între bogăție materială și bogăție spirituală? Da, se spune că această materială decurge din cea spirituală. Cauză din care, în special în context spiritual, oamenii acești 0,% care dețin 90 și se spune că nu sunt bogați. Adică nu numerarul, nu aurul, nu contul din bancă te face bogat, ci la urmă urmei tot la Dumnezeu ne reîntoarcem, tot la Dumnezeu ajungem. Această conexiune cu Dumnezeu și faptul că ai făcut ceea ce trebuie cu viața ta, faptul că ți-ai făcut menirea și faptul că îmbogățindu-te pe tine, ai îmbogățit și pe alții. Adică bogăția înseamnă valoare. Un astfel de om care doar acumulează și doar acumulează și nu se oprește, o face pentru că simte un gol. Iar acel gol nu poți să asociezi un gol cu valoare. Deci există, deși are valoare materială în jurul lui, are un imens vid și practic o lipsă colosală de valoare în suflet. Un om cu valoare în suflet nu îi manipulează pe alții. Da? Deci depinde de foarte multe lucruri. Bogăția materială și spirituală sunt în legătură. Atâta vreme cât nu numești bogăție niște tone de bani care au fost obținute ilicit. Aia nu mai este bogăție atunci. Și atunci poți să numești bogat și un om care nu are o avere exagerată, are cât îi trebuie, e mulțumit și fericit. Da, atunci un astfel de om este bogat. Și acel om este bogat și interior. Unii oameni care urmăresc doar bogăția și avuția sunt fericiți spiritual? Care urmăresc doar. Nu. N-au cum. Nu au cum, pentru că exact la fel cum noi nu suntem doar corpul fizic, ci avem și suflet. Și este firesc să nu muncim doar pentru corpul fizic, ci să facem ceva și pentru sufletul nostru. În momentul când muncești doar pentru bogății materiale, respectiv pentru confortul corpului fizic, prin acest doar elimină din start realitatea subtilă, realitatea sufletului. Deci, practic, un om care muncește doar pentru bani și ignoră altceva, practic își ignoră sau își taie legătura cu propriul suflet. Nu poți să spui că astfel de ființă este, nu știu, bogată sau armonioasă. Din câte persoane cunosc, de aceea oameni există... foarte bogați sunt foarte nefericiți. Asta vreau să zic, de aceea există bogați nefericiți. Mă rog, bogați în ghilimele în contextul a ce vorbim aici, în acest context. Astfel de oameni care adună, îndeplinesc tot ce și-au putut imagina vreodată și la final, acolo, în special apare după 30-40 plus, bun, și acum ce mai fac? Am avut aia, am ajuns, faimă, succes, bani, am fost acolo, nu mai am unde să mă duc, nu mai am ce să fac, deși aș putea să fac totul. Și apare o criză colosală acolo. Și nu devine și mai avar, având diferite funcții? Acum, asta depinde de la om la om. Unii se opresc acolo, își pun întrebarea, fac ceva, unii chiar modifică și află de ce sunt așa și se transformă, alții merg din rău mai rău până mor. Depinde de la caz la caz. Dar ce dacă poate tot... opri? Ei înșine. Un șoc? Un șoc. Dacă tot veni vorba, la un moment dat am întrebat pe cineva care este răspunsul în această situație, pe vremea când acumulam și înțelegeam astfel de lucruri, și răspunsul a fost un foarte, foarte interesant, exact ca și cum în spiritualitate există, cumva, să spunem așa,
condensări de energie, dacă și cum suntem fiecare o condensare, o proiecție a lui Dumnezeu, da? Un punctuleț în care Dumnezeu și-a pus suflarea de viață, să zicem, există o realitate superioară care înglobează totul. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu care ne are în brațele lui pe toți, da? La nivel concret, la nivelul material, un astfel de om care se gândește doar pentru el, taie această legătură. Nefiind conștient că odată cu ea își taie și accesul la fericire. De aceea, după ce face tot ce poate să facă acolo în ograda lui izolată de Dumnezeu, a ajuns la maximul ogrăzii și după aia l-a apucă panica și frica. Adică bogat, cu tot ce-i trebuie și fricos și înspăimântat ce mai fac. Pentru că își dă seama că nu mai poate ieși, nu mai are unde să exploreze, a ajuns la capăt. Dar nu este capăt. El tot ce trebuie să facă este să recreeze acea legătură. Și atunci răspunsul în acest context era următorul. Cei care au făcut doar pentru ei au ajuns în această stare. Cei care au făcut și pentru alții și au fost conștienți că pe baza acelei legături au o conexiune cu cel de lângă el, cu aproapele, cu ălalaltul și cu toată lumea în general, și acei oameni au zis, bun, fac pentru mine, dar nu fac cu atitudine că doar pentru mine și doar să iau eu. Da? Fac acest lucru, câștig din el. Dar în acest lucru pe care îl fac și câștig, și ca o idee de corectitudine, pun în el ceva. Eu am câștigat valoare financiară, pun în el valoare artistică. Și vede după aia cu ochii lui cum 10.000 de oameni se bucură de pictura lui. Câtă fericire acolo, numai el știe. Deci în momentul în care ține cont de conexiunea între el și ceilalți și nu mai acționează egoist, individualist, separat, ci acționează ca părticică și angrenaj a unui întreg care se numește omenire, sau mă rog, respectiv oamenii care sunt pe gustul a ceea ce face lui, un astfel de om își recâștigă accesul la fericire. Și de acolo vine. Deci bogații fericiți sunt cei care lucrează nu doar pentru... sunt cei care, de fapt, lucrează pentru alții. Ne apropiem de final și aș vrea, în finalul acestei emisiuni, să ne spuneți câteva lucruri. Ce ar trebui să fie și ce ar trebui să ajungă și cum ar trebui să ajungă omul ca să nu poată fi nici manipulat și nici să simtă frică? Să se conecteze cu Dumnezeu. Normal. După cum am zis, din acest punct de vedere, noi toți suntem ca și un fel de proiecții. Chiar ne putem imagina să spunem că noi suntem ca oameni, ca și degețelele. Degetul nu există. El este deget și îl numim separat, că vedem că trebuie să-l separăm, să-l denumim diferit de restul. Dar el, dacă îl tai, moare. El nu există, tehnic vorbind, nu există fără suportul de sânge, vitamine și toate cele și nutrimenți care provin de la mână și de la corp. Exact în acest fel, noi nici nu existăm și nici n-am putea gândi și respira în acest moment fără susținerea pe care ne-a dat Dumnezeu. Și în momentul în care ne apropiem și descoperim chiar conștient acea parte din noi, respectiv când ne angrenăm pe o cale spirituală, toată viața noastră se transformă și este cu totul și cu totul diferită. Și din acel moment, poate, adică acolo, de acolo încep, să spunem așa, rădăcinile adevărate fericirii. Asta poate face și asta, practic, nu doar poate, ci este chiar o oarecare datorie spirituală, să spunem, a fiecărui om, pentru că fiecare, în momentul când Dumnezeu a făcut lumea, lumile și creația, a sădit în fiecare creație a lui, respectiv în fiecare om, această dorință cumva de a se reîntoarce la Dumnezeu. Deci a emanat, a făcut o emanație și a plantat acolo ceva prin care acea ființă să se reîntoarcă la el. Să revină la Dumnezeu. Și atunci, când simte omul acest... Imediat. Impuls de a se întoarce. Acest impuls se traduce în noi ca și dorință de evoluție. Faptul că vrem mai bun, mai mult, mai frumos, mai armonios, mai sus. Răspunsul acesta depinde de la om la om. Deci sunt unii care realizează acest lucru timpuriu și se apucă să facă ceva în direcția asta. Sunt unii care nu reușesc într-o viață, le trebuie mai multe, depinde de la caz la caz. Dar în momentul în care cineva găsește acest lucru, începe conștient, adică pentru că vrea și dorește acest lucru, să-L redescopere pe Dumnezeu în interiorul lui,
să, da, începe să meargă către sursă, vorba aia. Și, și poate mulți au un șoc sau o situație limită care își dau seama că... Șocul și situația limită de obicei servește ca și un fel de... șut în fund, dar ca și un fel de imbold. Adică dacă tot n-ai făcut ce trebuie, n-ai făcut ce trebuie, Dumnezeu ți-a mai dat o atenționare, ți-a mai trimis un gând, o intuiție, o inspirație și tu nimic, la un moment dat vine șocul. Și după șoc îți dai seama, a, de fapt, eu cam atunci trebuia și târziu, hai să mă apuc pe treabă, hai să fac ceva. Și atunci îți dai seama că nimic nu este întâmplător? Atunci, da, atunci îți dai seama. Și apariția fiecărui om sau fiecărui eveniment în viața noastră nu este întâmplătoare? Nu. Fiecare om aduce ceva. Totul este cu un rol și un scop. Când Dumnezeu a făcut această creație, fiindcă este cumva unitară, ne putem imagina ca și, nu știu, mecanismul unei mașini, să zicem. Știți foarte bine că dacă ceva se strică sau devine mai... se slăbește, slăbește, se uzează, și se uzează, uzura respectivă generează o mișcare, hai să spunem, ușor greșită, care începe să uzeze alte mecanisme. Deci, chiar și într-un mecanism pur mecanic, ca și o mașină, există această legătură între tot și toate. Și extrapolând la nivelul creației, aceste șurube, mecanisme, rotițe, suntem noi. Deci nimic nu-i, doar că noi nu mai și mișcăm, mă rog, într-o mașină lucrurile sunt fixe. Dar noi ne mișcăm și în această mișcare, este ca și cum am fi, să zicem așa, niște firicele de lichid, separat colorate, dar care se mișcă în aceeași armonie, în același val, în contextul acelui ocean, să zicem. Unul a plecat, vine altul în locul lui și așa mai departe. Deci este o mișcare cumva continuă. Nu poți să decupezi vreunul de acolo, el există acolo și este absolut necesar, nu poți să bagi altul în loc. Totul este un imens mecanism, un imens angrenaj, care este perfect armonios. Din această perspectivă, aproape la minut sau la secundă, faptul că cineva apare în viața ta, faptul că ceva apare, faptul că ceva ți se petrece, are un scop mai mic sau mai mare. Dacă este un scop mai mic, servește pas cu pas altui scop mai mare. Totul este perfect potrivit. Cum discutam și într-o emisiune trecută, inteligența și credința dau înțelepciunea. Iar un om înțelept nu poate fi nici manipulat și un om înțelept nu știe ce înseamnă frica, pentru că toate energiile funcționează într-un echilibru în el, nu? Da. Echilibru pe care și-l ia din interior. L-are, este de mânuță cu Dumnezeu, în ghilimele. Și atunci nu mai este frunză în vânt. Are acces la sursa interioară de energie. În final, două vorbe și închidem emisiunea într-un, să spun așa, optimism, da, care trebuie să ne caracterizeze. Eternul sfat de reîntoarcere la Dumnezeu și la o cale spirituală cât mai autentică. La a ne asculta și sufletul. De a face, cum a zis Iisus, să-i dăm cezarului ce al cezarului, cezarul fiind administrația, imperiul, da, treburile exterioare, și apoi, cu timpul rămas liber, cu resursele rămase, să-i dăm și lui Dumnezeu ceea ce este a lui. Și să ne dăm seama că, dincolo de corp, minte și toate ce avem și funcționează în această lume, mai avem ceva care ne-a adus aici. Și care, mă rog, nu-și cere cu forță atributul, să spunem, dar nici noi, dacă nu îl dăm, la un moment dat suferim noi ca nefericiți. Inteligența și credința duc spre înțelepciune, iar un om înțelept nu poate fi manipulat și nu știe ce înseamnă frica. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, mulțumindu-i încă o dată domnului Daniel Iepure, profesor, astrolog și instructor yoga. Până la o nouă emisiune, vă spunem de aici, din studio, toate cele bune, la revedere! La revedere!